Salutare, oameni buni! Pentru astăzi, ziua de sâmbătă, sâmbătă 13 noiembrie, am un bilet tot cu meciul din preliminare pentru mondial. Pe biletul de ieri am pierdut din nou la un meci. Italia jucase unul solist. Jorginho a avut penalti în ultimul minut. În meciul cu Elveția ar fi trebuit să bată în ultimul minut. Jorginho a ratat din nou penalti, cum a ratat și în meciul tur din Elveția. Jorginho ăsta este un jucător absolut execrabil la penaltiuri. Nu știu cum naiba îl lasă pe ăsta să bată penalti. Astăzi, în preliminare, o să jucăm așa. O să joc meciul de la 4, Bosnia cu Finlanda. Meci foarte interesant, finlandezii au jucat foarte bine, au reușit să scoată 2-2 în meciul tur cu Bosnia, în meciul din Finlanda, au făcut 2-2. Finlanda apoi a mai avut un meci bun, cu două meciuri cu Kazakhstan, două victorii, un egal cu Ucraina 1-1, apoi a pierdut în Ucraina și a pierdut și cu Franța 0-2. Ghinion pentru finlandezii este că după acest meci iau meci cu Franța, apoi Bosnia cu Ucraina vor juca una cu cealaltă, iar Finlanda va avea cu Franța în ultima etapă, de-aia va fi greu. Că Finlanda aici trebuie să joace cartea atacului, pentru că e un meci mai accesibil cu Bosnia, au marcat două goluri bosniacilor în manșaturi. Aș merge și pe un GG aici, sincer, i-a crescut un pic cota Bosniei de la 1.90, acum are 2 și ceva. Bosnia a făcut egaluri și cu Kazakhstan, a făcut un 2-2, egalul cu Ucraina în ultima partidă. Mi-a plăcut Finlanda, o atitudine foarte bună. Eu o să joc Finlanda, marchează la 1.57, mi se pare o cotă bună. Muntenegru cu Olanda. Olanda favorită clară. Olanda a avut victorii 4-0 cu Muntenegru în tur. A mai avut cu Turcia 6-1, apoi cu Letonia 1-0. Olanda, e adevărat, în Letonia acolo a făcut un meci foarte dubios, foarte slăbuț, așa, a dat doar 1-0. A ucis atunci pe mulți pariori care au jucat la goluri. Dar Norvegia e la 2 puncte în spate. Norvegia și ea e favorită în meciul cu Letonia. Și dacă Norvegia bate, se duce la 20 de puncte. Să joc 2 solis pe Olanda. Iar Norvegia are și ea un golaveraj foarte bun, plus 9. Chiar dacă nu joacă Haaland sau e incert, cred că nu. Joc bun aici, clar, și dacă nu e Haaland, l-au pe Sørloth, l-au pe Odegaard. Au avut jucătorii foarte buni, au bătut acasă pe Gibraltar, pe Muntenegru 2-0, a făcut egal cu Turcia 1-1, cu Letonia 2-0 a fost în tur și aici Norvegia eu o văd clar favorită. Torsvajt, ăsta a dat goluri, mai au câțiva jucători buni, Elinusi, Torsvajt ăsta, Odegaard la mijloc, bineînțeles, la Torie și 0-4, 1-45, 1-0-4 pe Norvegia. Din aceste trei cote avem o cotă 2-89, ăsta ar fi pariul pentru astăzi, deși Franța cred că va bate clar aici. Dacă ar fi să joc un marcator astăzi, aș paria pe un marcator din rândul francezilor. Are o, aș merge pe Griezmann să marcheze la cotă de 1.85. Griezmann marchează, ăsta l-aș paria single cu două unități, iar pe primul bilet o să pun 4 unități. Biletele mele, ponturile mele pentru sâmbătă, mersi de atenție, paftra pariuri.